Salutări și bine v-am găsit la un nou episod din The Walking Dead. Ultima oară am rămas singură. Kenny a făcut rage. Mașina n-a fost, nu, era să ne fie furată mașina. Arvo a demonstrat că este brain dead. Și continuăm pe aici. Prin zăpadă de una singură împușcată. Clemmy continuă să fie o eroină. Și unde dracu e Kenny, nu știu. Mă auzi trei împușcături, dar tot nu-l văd. Ok, nu trebuie să mă apropii de zombie, totuși. Cum e, cum am o umbră dacă soare nu e pe cer? Ce logică are asta, jocule? Am dat grafica pe high, dar totuși, n-ai trebuie să am o umbră când nu e soare pe cer. Nu? The fuck? Hai, Clemmy. Împușcată. Pe frig, este o situație critică. I need a hero. Nu ai de ce de la Bonnie Tyler. Ar fi melodie potrivită acum. Ce puțin Arvo, rătăratul, a avut o țintă proastă și nu a reușit să mă nimerească. Dacă mă lovea în inimă și muream. Vă dați seama că spărgea monitorul și înjuram pe Arvo. Și data viitoare când filmam vedeați pe perete sunt scris cu sânge, mori Arvo. Și chestia asta. Îmi făceam un tatuaj vers anti-Arvo. Îl căutam pe ăla care are vocea lui Arvo din The Walking Dead și îl băteam rău. Unde mă aflu aici? Pe autostradă? Un par de distracții. Da, asta îmi lipsea. Ok. Un magazin? Cred că da. Welcome to the candy shop. Rest shop. Poate Kenny e aici. Dacă mă mișc stânga-dreapta, văd mai bine, parcă. Puțin. Hai să intrăm aici. Jane? Kenny, este aici. Da. Ma... La Jane. L-a luat, ce vrei să fac? Rage Kenny, iarăși. Oh my god. Jane! Da, se vede clar că glonțul a trecut prin mine. Aia e Jane. Fără copil? Dacă vine fără copil, o omoară Kenny, sunt sigur de asta. Da. Jane, you okay? Where's the kid? Jane. Oh my god. AJ e mort? Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ce început de episod? What are you saying? No. No. Rip AJ. No. Not again. Not again. No, din nou. Look at me. No matter what happens, just stay out. N-o să stau dacă vă bateți iarăși. Just trust me. Stay out of what? Nu mă pune să aleg, jocule! Pe cine să aleg? Kenny, calm down. Kenny, calm down. Don't do anything stupid. Get out of my way. Kenny? Nu! Kill a fucking child. I didn't kill him. It was an accident. What the fuck? Kenny, let her talk. Nu, te rog, jocule, fă ce vrei, dar nu mă pune să aleg. Nu mă pune să aleg. Nu mă pune să aleg, te rog. Ok, se bat 1v1. The fuck? Stop. Din nou nu mă aud, logic. Acum trebuie să dau un Jane. Oh my god, într-adevăr. Nu, no, nu. No. Get between them.
De ce mă pui să aleg? The fuck? Stop, it's over. It's over. Oh my fucking god. Dacă v-ați putea să nu vă împușcați. Ok, va trebui să aleg. Pe cine să aleg? Asta e cea mai grea alegere din jocul ăsta, oh my fucking god. Nu pot. O să trebuiască să dau o alegere foarte rapidă, deci trebuie să mă gândesc de acum foarte mult timp după ce să, după ce dau pauza înapoi. Pe cine să aleg? Habar n-am. Alegerea mea inițială era Kenny. Însă acum Kenny... Kenny a trecut prin destule, dar și Jane a trecut prin destule. Nu știu ce să fac. Oh my fucking god. N-am mai fost niciodată alegere ca asta. Dacă va trebui să aleg, și probabil va trebui, pe cine să-mi pușc? Oare deja probabil voi vă uitați și vă gândiți, hai alege că fă ce am ales eu. Zic, chiar e cea mai grea alegere. Știți ce? Kenny a trecut prin destule. Și cred că și el, și lui ar place dacă s-ar termina totul. Nu mai are un ochi bun, nu mai vede bine. Ar fi aproape spre binele lui dacă s-ar termina totul. Pe când Jane, decât are piciorul înjunghiat. Nu poate fi nimic mai rău pentru asta. Dar totuși nu pot, pe Jane abia o cunosc, pe Kenny îl cunosc de veșnicie, din sezonul 1. Ce să fac? Oh my fucking god. Voi stați 10 minute să aleg chestia asta. Ok, haide. E timpul să fac o alegere. Hai, melodie dramatică. Hai, melodie dramatică, vine. Shoot Kenny sau look away? Ah, e tot aia. Nu. Oh my god. Okay. Yeah. Yeah, I think so. Clem. You made the right choice. I spare. Nu mai dezamăgi, Kenny. Ai fost un... We almost made it. We were close, weren't we? Nu, am fost aproape de nimic. I thought I wanted this. Asked for it so many times. Da. Vezi, de asta am făcut alegerea care am făcut-o. I'm scared. N-ai de ce să te temi. You're going to see Katja and Duck. You're going to see Katja and Duck. Katja. You're going to see them again. Oh, you're always good for a smile. Melissa nu e din Game of Thrones? Ba da, seamănă puțin Melissa din Game of Thrones.
Ce? The fuck, Jane? E mușcat copilul? AJ în siguranță? Dacă știam asta dinainte... Poate că nu l-alegeam pe Kenny să moară. De ce ne-ai mințit? AJ was never in any danger. I was just going to try to talk you into coming with me. M-a păcălit. Păi da, era alegerea logică. Oh my god. I didn't think. You're fucking crazy. You're fucking crazy. How could you do that? Cum ai putut face asta? Dacă știam că aveam să trăiesc, l-aș fi ales pe Kenny. I had to show you what he was capable of. Era nev. Got my friend killed just to prove a point. Oh my fucking god. It was a stupid plan. De ce l-ai făcut? I should never have lied to you. Logic că n-ar fi trebuit. Să văd ce. Ken era nervos că a murit copilul. Kenny, you have to forgive me. Please. We can just leave all this behind. Nu. Please. I'm not going anywhere with you. I'm not going anywhere. Dacă mă minți acum, poți să mă minți oricând. Nu. Ieși, dracu. Clem. M-ai făcut să-l omor pe Kenny doar ca să demonstrezi ceva? I did this for you. I can't do this alone. Okay? Is that what you want to hear? Nu. Nu trebuia să faci asta. Într-un fel, n-am ales pe niciunul. Nu te termina jocul, te avertizez dacă te spar monitorul dacă se termină. Spar monitorul. Sparg monitorul. Așa. Urma să ne fac rage, nu vă stuiați. Plan că s-a terminat episodul 5. Urmau amenințări cu moartea la adresa celor care au creat Telltale Games, dar încă s-a terminat. 9 zile de ani târziu, mergem spre sud și... O petrecere de zombie. Am venit să mă distrez și eu. Totuși, cred că faptul că am văzut-o pe Lily în vis are ceva de a face cu ceea ce urmează, pentru că poate ne vom întâlni cu Lily iarăși. N-are rost să omor un zombie. De ce aș omor un zombie care e pe moarte? The fuck? Acum am înțeles, da. Trebuie să mă gândesc la asta. A trebuit să o las în urmă pe acea blondă. Pur și simplu nu pot ierta pentru faptul că trebuie să o omor pe... Dacă știam că copilul trăiește, o omoram pe ea. Însă știam că dacă copilul e mort, Kenny va nebuni oricum dacă o omor pe ea. Și mai avea rost. Ok, hai să trecem printr-o hoardă de zombi. Șapca mea epică. Ce episod a fost ăsta? Ce episod? Nu te termina jocul? Din nou. What? Tot o să fie amenințări cu moartea. The fuck? Ăsta e finalul? O să mă scuzați puțin, o să trimit un mail cu amenințări cu moartea la cei de la Telltale Games. Cum să fie ăsta finalul? Ce se întâmplă cu Clementine? Trebuie să fie sezonul 3 oricum. Sper să fie sezonul 3. Dacă ar mai exista un sezon 3, ar fi ok. N-aș face rage. Dacă aflu că nu mai fac sezonul 3 din The Walking Dead, o să călătoresc personal în America și să-i omor pe toți dintre ei. Hai să vedem alegerile. Însă trebuie să fie episodul sezonul 3 cel puțin, pentru că vreau să văd neapărat cum va trece Clementine prin toate. Dacă am protejat copilul, eu și obi fatul asta dintre jucători am făcut asta. Era ceva logic. Dacă am sărit să-l ajutăm pe Luke, eu și 49% dintre jucători am făcut. Am găsit că îl pot salva pe Luke, însă a fost chiar tragică moartea lui.
Eu și 99% dintre jucători nu am plecat cu Mike. Ok, era logic să nu plec cu Mike și cu Arvo retardatul mental. De-abia știu să-l omor pe Arvo. Poate vreodată în viața lui. Dacă l-am împușcat pe Kenny, eu și Shazna... Destul de mult, aici sunt surprins. Mă aștept să fie 50-50 sau chiar poate am făcut alegea că l-am împușcat pe Kenny. Însă eu și cei noștri de jucători l-am împușcat pe Kenny. Wow. În sfârșit... Cu cine sunt? Doar 22% dintre jucători au... Lăsat-o pe Jane Bart? Wow. Nu puteam ierta pe Jane. Pentru faptul că... Că m-am mințit ca să-l omor pe Kenny. Pur și simplu nu pot ierta asta. Și... Dacă a fost între siguranța mea și orgoliu meu, am ales orgoliu și să o dau afară pe Jane. Cum să-mi fac asta să... Îl omor pe... Kenny. Dacă știam copilul trește logic, omoram pe ea, curvă, dracu. Hai să vedem. Trebuie să fie ceva la final, după ce se termină, să mai fie ceva, nu? Ok, urmează melodia. A fost un sezon 2 absolut incredibil. Însă dacă nu, dacă se întâmplă să spună că nu mai există sezonul 3 din The Walking Dead, o să-i bată rău de tot pe cei de la Delta Games. Pentru că sunt prea multe loose ends, pur și simplu. Ce s-a întâmplat cu Krista, ce s-a întâmplat cu Lily, ce s-a întâmplat cu mine. Mergeam spre sud totuși, pentru că am văzut că nu mai e zăpadă, mergeam spre sud. Însă... Mai ales pentru 5 a fost un rollercoaster de emoții. Ne-am simțit în siguranță. Ne-am simțit triști, fericiți. Când, nu știu, în unele faze am fost, am râs. Și... A avut și momente frumoase, în mare parte a fost momente groaznice în care a trebuit să facă alegeri groaznice. Groaznice ca și încărcătură emoțională, dar jocul a fost în continuare fantastic. Și chiar mi-a plăcut. Vreau să mai aștept aici pentru că vreau să văd ce se întâmplă după ce se termină totul. Pentru că în partea întâi, sezonul 1, după ce se termina scrisul, mai apărea ceva. Și sincer, nu mi-a plăcut finalul. Vreau să văd ceva mai concret decât Clementine fugind cu mațe de zombie printre zombie. Finalul sezonul 1 a fost mai bun, de exemplu, dar oricum. A fost un final foarte greu și aici. Am plecat singură. Poate că a fost o alegere greșită să o las pe Jane în urmă, poate că împreună am fi supraviețuit mai bine. Însă nu pot ierta pentru ceea ce a făcut. Pur și simplu nu pot. Ce sunt numele astea la întâmplare aici? Parcă mi-ar păsa mie de nume. Și... Pur și simplu, numele astea sunt doar pentru persoanele. De exemplu, eu sunt Kenny Messer și mă uit și eu la finalul, la videoclip, să văd numele meu acolo, mare scăfat. Ca să-mi trec în CV faptul că am participat la asta, dar... Pentru mine, ca jucător, sunt absolut... De ce scrie bitch please acolo cu semnul exclamării? Și eu, oh my god... Telltale Games Pets, știu sigur că sunt 10.000 de nume. Deci vom avea de așteptat. Foarte multe lucruri întrec prin cap acum. Oare ce s-a întâmplat sezonul 3? Oare ce s-a întâmplat cu Clementine? Oare bebelușul va ajunge să crească vreodată? Bine că am avut microfonul pornit pentru că îl făceam și mai rage. Hai să vedem acum, nu te terminat, te rog, dăm ceva ce s-a întâmplat în episodul următor, te rog, frumos. Hai, dăm ceva. Un teaser mic. Te rog. S-a blocat jocul. Ok, nu, apare nu. Și s-a încheiat. The Walking Dead, sezonul 2. De ce nu s-au salvat și celelalte? A, bă, s-au salvat, probabil. A fost un sezon frumos. Absolut incredibil. Și cu un final trist. Kenny a trebuit să moară. Și aici se încheie episodul The Walking Dead, sezonul 2. Trebuie să fie un sezon 3 dacă nu vor cumva să moară în chinuri groaznice, dar ucigi de mine și de domnul preot cei de la The Walking Dead, pentru că altfel nu accept asta. Foarte, 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 foarte rău că a murit Kenny. Dacă știam că acel bebeluș trăia și am avut unii... Puțină... Mi-am dat seama într-un fel că va trăi, pentru că
A spus Jane Shields când s-a întors, acum vei vedea cum e cu adevărat. Ai fi puțin mai traumatizată dacă a murit copilul. Și n-ai avea în minte faptul că vrei să-mi arăți mie asta și ai avea mai degrabă minte, Doamne, o să mă moare Kenny. Da, nu știu, poate trebuia să-l ai pe Kenny. În fine, Kenny n-avea niciun ochi funcționabil pentru că îi băgase degetul în ochi și în celălalt ochi, deci trebuia să-l car pe Kenny, să-l țin de mână, probabil. Și da, hai să încheie episodul. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos, nu uitați un like și să vă abonați. Iar până data viitoare... De asemenea, mi-am amintit acum, de să spun o zi bună, am auzit că Telltale Games vor face și Game of Thrones și de-abia aștept să facă pentru că Game of Thrones este serialul meu preferat. M-am uitat și, mă uit și la The Walking Dead, însă Game of Thrones și Breaking Bad sunt serialele mele preferate și de-abia aștept, dacă ar face Game of Thrones, ar fi absolut incredibil și aș fi din secunda în care ar apărea sau aș vedea trailer de 10.000 de ori și de-abia aștept să apară Game of Thrones de la Telltale Games. În fine, până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună!